primul rând să începem cu situația copilului. De ce? Da, da. Spuneam că aș vrea să începem cu situația copilului. Da. De ce nu lăsați pe tatălui să-l ia la programul de vizitare, program stabilit de un judecător? L-am lăsat, domnișoara Simona, l-am lăsat, i-am permis, a venit la ziua copilului și mi l-a răpit pur și simplu, m-a târât pe lângă mașină. Asta nu v-a spus? Nu vă spune. Nu ne-a spus. El de un an de zile bântuie pe la poartă, pe la copil și pe la mama. Nu vă spune, vă spun eu. De un an și trei luni bântuie doar prin poartă, nu-i lasă o bomboană, nu-i lasă o prăjitură, nu-i lasă absolut nimic la copilul ăsta, doar vorbește despre mine, fată și mamă. Bună seara și mă scuzați că vă întrerup. Și cu copilul la telefon același lucru vorbește. Doamna stângă, dar pensia alimentară o plătește așa cum a spus dumnealui? Da. Auziți, doamna, dar dacă tot plătește, domnișoara Simona, da, a plătit doar de 6 luni. Doar nicio... A trecut Paște, a trecut Crăciun, a trecut ziua copilului și n-a venit cu o bomboană sau un fruct. Nu se poate așa ceva, da, domnișoară, să înseamnă că nu iubește copilul, că poate n-are omul bani să cumpere bomboane. Poate consideră ca mulți părinți că, domnule, las că l-aduc la mine acasă și îi dau la mine. Corect, dar are bani să bântuie. Încă nu... Păi nu bântuie, doamnă, omul vrea să-și vadă copilul. E vorba că doar bântuie și ne jignește. Ba da, bântuie. Nu e adevărat. Dacă ați fi în locul meu să fiți terorizată pe telefon, să faci și atâtea declarații și atâtea minuni... Păi și ați fost la poliție, dacă așa este, cum spuneți dumneavoastră? În situația în care eu am fost pusă. Am fost peste tot, domnișoara, am fost peste tot. Am fost peste tot. Am acte. Am acte care dovedesc asta. Bine, dar să știți că până la urmă... Nu sunt persoană publică. Sunt o femeie muncitoare și atâta tot. Da, dar știți că până la urmă dânsul este tatăl copilului și așa cum este, cum ziceți dumneavoastră, are dreptul măcar să-l vadă. Eu știu și eu am vrut să... Dar dacă era dumneavoastră în locul dânsului am zis și nu vă dădea voie să-l vedeți. Doamna, dar de ce nu lăsați... Vă e frică să nu-l bată pe cel mic? E agresiv cu copilul... Care e motivul real? Spuneți-ne și nouă, că se poate întâmpla și situația asta. Exact. Adică asta e motivul real. Se poate întâmpla pentru că el, în loc să vorbească, dar e foarte agresiv, în loc să vorbească cu copilul lucruri de copilărie, el vorbește lucruri care nu-l interesează pe copil. Și adică vorbește urât de dumneavoastră, vă denigrează. Sunt martor. La școală îl sunam Da, de mine, de sora lui care îl întreținem și de mama. Deci asta n-ar fi o problemă. O problemă este că el nu înțelege, copilul are nevoie de libertate, nu-l interesează ce s-a întâmplat între noi. Eu asta Evident, vreau, și copilul urmăresc. Nu e judecător da, să vă judece dumneavoastră relația. Pus copilul. Da, păi da, corect, copilul nu trebuie să afle toate ce vrea el. Dar dumneavoastră vorbiți frumos de tată în casă? L-a adus copilul și ne jignește în continuare. Doamnă, dar dumneavoastră vorbiți frumos de fostul soț? Adică îi povestiți copilului ce tată minunat are? Și îl învățați pe copil să-și iubească tatăl? Că așa e firesc. De ce să nu-i povestesc? Păi nu, dar, eu vă întreb. Da, pe 1 decembrie l-am dus eu personal. Dar nu eu personal casă. L-am dus la nu taică. Să vorbească cu copilul. Ne spunea, ne spunea soțul și dumneavoastră că... Și ce-a făcut tata lui când mi l-a adus? Stați puțin! Întrebați ce perioadă a stat acasă în ultimul an. Doamna, dar eu n-am înțeles foarte clar. L-a bătut sau nu pe copil? Că ziceți că e agresiv. E agresiv doar verbal? Sau l-a și lovit pe copil? Ce vă povestește copilul când vine de la vizită? Verbal. Ce vă spune? Păi, da, verbal. Să nu reproduceți, am o rugăminte. Doar așa, spuneți că vorbește vulgar sau ce anume? Nu mai aud pe doamna. Nu se mai aude în platou, nu știu dacă se mai aude pe post. Dar hai să-l întrebăm pe domnul. E adevărat că vorbiți urât de mama? Remediem, remediem. La mine, relația cu fosta soacră, chiar din Germania, când o sunam, i-am spus mama soacră. Am încercat să vorbesc... Domne, vorbiți urât de mama copilului dumneavoastră? Asta v-am întrebat. Nu am de ce, eu acum, nu am sincer, timp să mă bucur de... este singur și doamnele sunt toate trei și mai au și pe actualul prietenal. Când l-am luat în weekend acum am stat cu el pe ștrand, stau cu copilul, s-a jucat.
a fost la Aqua Park. Eu cred că dacă era așa, nu mai venea copilul la tată, dacă se comporta dar foarte urât. Există, deci și asistentul social poate confirma de ce au ascuns copilul în curte și au spus asistentului social, mi l-a dat murdar. A întrebat asistentul social. Mai murdăresc copii. Asta vreau să zic. Copiii se murdăresc acum. Dacă stă câteva ore la joacă, mai ales au fost ploile astea, eu mă uit la fimea cum se face. Așa este. I-a spus doamna asistent social din comună de acolo să-l așaldă, să-l schimbe. Și a zis, nu, să-și cumpere haină. Deci, pe cuvânt de onoare, am plecat cu el pe drum. Dar la școală este îngrijit copilul? Se duce îngrijit copilul? Doamna are foarte multe absențe. Doamnă, vă rog frumos. Deci, vă ascultăm. Doamnă. Vă auzim acum, doamna stângă. Vă ascult, deci, haideți. Cum adică? Deci, dacă el se consideră un tată bun, de ce de un an de zile îi ține bicicleta la Craiova și eu am altă bicicletă pentru copilul lui? Ce tată așa își ține este lucrurile copilului, doamna, să nu le folosească? Am dus-o la țară. Având două biciclete aproape sunt identice. Am oprit una la Craiova, sunt toate jucăriile. Bun, acum poate, dacă aveți o bicicletă și acolo la dumneavoastră, poate s-a gândit să o țină, să se plimbe cu bicicleta și când vine la dânsul în vizită. Nu știu, mă gândesc. Da. Acum nu e... Bă, bune, vă certați pe bicicletă? Da, nu, poate, nu contează, da. Doamnă, de haine, stați puțin. Și de haine, exact. Până la urmă e vorba de sentimentele copilului, exact. De haine. Acest vă gândiți ce înseamnă un copil așa plimbat de la Ana la Caiafa și certurile care le faceți dumneavoastră? Nu sunt banii, este cealaltă parte. Să știți că acest copil suferă foarte mult și când aude că vă certați, și când simte în casă o situație conflictuală, și când dumneavoastră îi spuneți despre tatăl invers și uscate, și invers, când domnul poate îl aude pe la poartă, cum vorbește urât despre dumneavoastră. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți. Mai am o rugăminte. Spuneți, ia să vedem. Mai am o rugăminte să... Da. Corect. Dar vă... Mai am o rugăminte să vă spun și să-l întrebați. Din aprilie, de când am venit eu în țară cu copilul, timp de 4 luni de zile, ce-a făcut cu 200 de euro alocația copilului, dreptul copilului care nu i-a adus un leu? Mm-hmm. Hai să fim serioși. Dumneavoastră încasați alocația lui? Și să-mi, nu, doamne, să luăm deci, și partea materială. Stați să răspundă. Problema... Am încasat-o până în luna iulie. Stați puțin să ne răspundă. Așa, și ziceți, domnule. Problema a fost din Germania. Eu nu am fost pregătit pentru divorț, nu am avut discuții care să prevăd un divorț. Domnul nu a vrut divorț. Am fost de acord cu doamna, nu m-a interesat aspectul divorțului, că nu este o problemă. Dragoste cu Dasila nu se poate face, o înțelegea oricine. Problema a fost de alocație. Eu în Germania m-am lăsat, în Germania nu am venit acasă pentru că nu erau atâția bani. Am trimis-o pe ea acasă ca să-și vadă fata. Ea a băgat divorțul fără să știu... Credeți că a complotat toată chestia asta, nu? Că și vă gândiți că l-a întâlnit pe domnul traducător și a băgat divorțul? Dar ziceți cu alocația, că asta mi se pare... Da, alocația. Eu am rămas în Germania și am plătit chiria la apartament din banii aceia. Am venit în alocația copilului? Din banii care îi încasam. Eu n-am știut nimic de aia, unde să dau de aia, cui să-i trimit bani când eu n-am știut unde să află. Și din ajutor social pe numele meu și al copilului. Stați un pic, dumneavoastră luați alocație de la statul german pentru copil? Da, a fost înscris. Ei, și acolo cât e? Că e destul de mult. Am mai luat 2 luni cât am stat în Germania să-mi închei socotelele. E 200 de euro. Am venit să mă angajez acasă. Și ajutorul social, în luna aprilie, întrebați-o când a plecat acasă. Zice că în afară de ăștia 200 de euro mai aveți și ajutor social. Ăla cât mai e? Doamnă, l-a tăiat. Deci dreptul... Doamne, cât am avut ajutor social în Germania și m-am dus și l-am desfăcut. Da, l-a desfăcut. Am trăit în Germania din ajutor lună, social. Eu am venit cu copilul și-mi trimitam la sfârșitul fata bani. Aprilie, dacă nu știați unde stă, doamna, de ce n-ați trimis la mama soacră banii? Că știați de atâta timp, de 11 ani sau când sunteți împreună? N-am vorbit cu... Știți că n-a cunoscut soacra mea, fosta mea soacră copilul. N-a fost la botez. Dar nu e vorba, că nu-i trimiteați dânsă, era pentru copii. Dar cum să cred că copilul meu stă la țară? Sau când eu am crescut copiii din alte relații, i-am crescut la școală bună, la oraș. Dar nu contează, și eu vin de la țară, credeți-mă. Păi eu nici n-am știut ce să petrecesc. Dar știți că e o melodie, că toți oameni vin de la țară. Dar ce treabă are țara cu banii? De ce ați luat banii copilului? Că de asta nu vă lasă mama soacră să-l vede. Sau de ce nu-i dați acum banii înapoi? Doamne, la mine când a rămas hotărârea definitivă, în 2 săptămâni am trimis toți banii cât sunt calculați de avocat, am hârtii, eu am trimis bani, se joacă pitulușul cu mine. Am trimis bani și doamna, dacă nu e acasă, nu poate să ridice sume mai... Aveți chitanțele care le-ați trimis? Da, 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 da.
Am totul. Deci dacă eram în dădea în judecată, am avut cel puțin 10 procese. Pe cât? Pe 6 luni, domnișoare. Auziți, doamna, pe 6 luni. Ai răbdare să se definitiveze? Am și o întrebare la dumneavoastră. Ce vreți să faceți acum cu acest copil? Că noi degeaba vorbim aici dacă nu știm ce facem cu copilul. Îl lăsați să-l vadă și... Vreau să-l cresc, vreau să-l cresc... Fără tată sau cu tată? Stați un pic, doamna stângă, tot respectul că vreți să vă creșteți copilul frumos, dar copilul are și mamă și tată și este dreptul, este și dreptul domnului Stângă să-și vadă copilul așa cum a hotărât o instanță din România. Dacă dumneavoastră nu respectați o hotărâre judecătorească... Sunteți amendată. Știți că asta e. Că dacă fiecare dintre noi n-am respecta, am ajunge la anarhie. Da. Și nici așa măcar nu e sănătos pentru copil să n-aibă un model masculin. Da, domnișoară, dar... Stați... Întrebați cât a stat în ultimul an și trei luni, cât a stat cu copilul. Dacă a stat cu trei luni adunate. Ce s-a decis, ultima a venit și ultima hotărâre din care reiese că nu mai are program de vizită domnul Stângă. De ce? Nu are program. Așa vrea doamnă. Am fost... Așa a hotărât instanța că nu îi dă program de vizită? Nu, e scris. Deci o am hotărâre, da. Da, 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 doamnă. Dar custodia a rămas comună? Doamna Stângă, dar custodia a rămas comună? Am eu documentele la mine, dacă vreți să le... Păi dacă e custodie comună, are tot dreptul din lume să-l vadă.